Ne bucurăm că iarăți sunteți aici în număr atât de mare. Suntem la 6-a ediție a memorialului Dan Leorda. Bine ați venit, sper să vă simțiți bine și haideți să dăm drumul la joc. 230 de persoane din toată țara s-au reunit la Reghin sâmbătă 10 mai pentru cea de-a 6-a ediție a turneului de tenis de masă Memorialul Dan Leorda. Competiția a avut loc la sala de sport din Parcul Tineretului și a pus la dispoziția participanților numai puțin de 24 de mese de joc. Organizatorul principal este unul dintre fiii lui Dan Leorda. În fiecare an vin din ce în ce mai mulți jucători. Oamenii vin pentru atmosferă, pentru voia bună, vin să se regăsească cu vechii prieteni, nu vin pentru puncte, nu vin pentru cupe, vin doar să petreacă un weekend cu familiile, cu prietenii. Exact asta vrem, să ducem mai departe memoria tatălui meu și în fiecare an să-l comemorăm exact cum îi plăcea lui cel mai mult, jucând tenis de masă. Și majoritatea jucătorilor pe care îi vedeți aici sunt prietenii lui. Au fost prietenii lui și sunt aici pentru el. Jucătorii s-au întâlnit la Reghin uniți de o pasiune pentru sport și respectul față de cel care a fost un renumit promotor al acestei mișcări, numită amator. Este foarte bine organizat, îmi place, este sală foarte bună, mare. Participanții sunt cei mai buni aproape din câte îi cunosc. Îmi place. De câți ani joci? 3 ani jumate. Ce-ți place la acest sport? Mă reprezintă, îmi place foarte mult, mă calmează când joc. Păi, îmi place intensitatea acesteia. Da. Ce anume? Ma long. Ce v-a determinat să veniți astăzi aici? Păi, mișcarea, în primul rând, sănătatea. Și colegii care de ani de zile, din 2006, fac turnee și anumite relații cordiale cu colegi. Sistemul de joc este sistem clasic, zicem noi, la categoria amator și la open. Sunt grupe inferioare, grupe superioare, eliminatorii, după care semifinală, finală. Asta înseamnă că va dura cât? Nu știm să ne pronunțăm. Eu sper că până la ora 12 sau ora 24, să zic mai bine, se va termina turneul. Dar dacă ar dura mai mult, nu ar fi o noutate. Ideea este să fie totul ok și lumea să se simtă bine. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Primăria Reghin, care a pus la dispoziție cupele și diplomele. Felicit încă o dată organizatorii, pentru că de fapt acest memorial este mesajul pe care Reghinenii îl transmit către țară, faptul că apreciem sportul, apreciem de această dată sportul cu mingea mică, ping-pongul, pe care și eu l-am practicat când eram copil și de mult așa chiar am încercat să particip la competiție. Nu am reușit încă, dar probabil pe viitor voi face acest lucru. Acesta nu este singurul turneu pe care amatorii tenisului de masă din Reghin îl organizează în cursul anului, însă este cel care atrage cei mai mulți participanți.